Salutare și după Carla's Dreams avem invitat din nou aici pe 90.2 FM la Radio Ring. Domn profesor, bine ai revenit, Marius Matache, live la Radio Ring și pe pagina de Facebook acum emitem live. Te-am răpit de la un eveniment al prietenului nostru Feri Tech, la șcăruia îi spunem, ce îi spunem? Casa de piatră Feri, casa de Amaraia, vă pup! Vă iubesc, de-aia am venit aici, pentru ei doi, mă bucur tare mult pentru ei, era momentul să o facă, ce să mai dăm cotită. Ei, am ascultat mesajul tău că ajungi la Mediaș, la emisiunea prietenului nostru Andrei Partoș. Exact, am dat sfoară în țară, am strigat o surpriză, cred, pentru unii, sau am dezvăluit un secret, nu știu dacă era, aveam voie să spun, dar eu am spus că am zis că mă duc la nuntă la Feri, adică... Așa a aflat toată România. Exact. Nu că era și pe internet. L-am făcut celebru. Așa. Bine, ai revenit la Mediaș, tu ești deja... Știi discuția cu să-mi facă, dacă nu flotant, măcar ce înseamnă de onoare să mă fac de câte ori am venit la Mediaș în 5 ani de zile. În august, să fac 5 ani de când am venit prima oară, da? Cu Dream Team-ul, da, în 2011, în august 2011. Că am pus eu pe Facebook-ul, exact. Mi-a adus aminte fotografia când ați cântat prima dată la... Aia cred că a fost la o vizită la... Aia a fost cu blogger. Cupa bloggerilor, exact. Aha, da. Dar de 5 ani de zile vin la media și cred că e 17-18 ori, nici nu mai știu. Am venit aici de Revelioane, am venit la am făcut cupa bloggerilor la fotbal, am cântat de nenumărate ori. Mă simt ca acasă la media. Bun, acum ai de promovat ceva, de arătat ceva celor care ne văd și pe Facebook acum în direct. Îți înmânez alchimia ca să poți să... Mi-a mânat Mircea albumul meu, adică albumul pe care l-am făcut cadou, mi l-am mânat ca să vi-l arăt la camere. Arată foarte bine, deschide-l, că e un produs de secolul 21. Alchimie, dacă arată bine, este meritul lui Radu Tudoroiu, prietenul meu Radu, care și este o copertă, este de fapt un album foarte chimic. Cântă un doctor în chimie pe el, adică eu. Coperta e făcută cu fericianul de potasiu și citrat de fier și amoniu. E o tehnică fotografică veche de mai bine de 100 de ani. Și e o alchimie specială între mine și Sorin Poclitaru, omul care a scris textele acestui album. De asta zic, e un album foarte, foarte chimic. Da. Și eu sper să fie chimie și cu ascultătorii. Cei care vreau să le declanșeze secreția de serotonină, care este compusul care detine fericirea. Bă, tu suntem la lecția de chimie? Exact, suntem la lecția de chimie. Sau la emisiune la Radio Ring. Zi-mi un pic, când ai început tu să lucrezi la albumul ăsta? Sau de ce ai vrut să... Asta e al doilea, nu? E al doilea album după Hoinarcă în Piața Matache, pe care mediașenii știu foarte bine că... A fost lansat aici? Prima lansare a lui Hoinarcă în Piața Matache a fost chiar la Mediaș pe 3 ianuarie 2013, după ce ne-am dres de la Revelion, care l-am făcut tot la Mediaș, adică eu când v-am spus că vin des la Mediaș, eu nu vorbesc prostii, să știți, nu exagerez cu nimic. Și am lansat albumul aici, am vrut, era clar că dacă rămâneam doar la primul album, era o chestie, o pasiune, domn profesor și-a scos discul și s-a distrat și aia a fost. Dar am vrut să demonstrez, dacă mai era cazul, că muzica e o treabă importantă pentru mine, foarte importantă pentru mine, este o chestie serioasă, este al doilea meu job, dacă pot să spun așa. Mă întreceam dacă a trebuit să aleg între muzică și universitate, n-aș putea să o fac. Pur și simplu, amândouă sunt parte din mine și le fac cu aceeași plăcere și știința și muzica. Și am vrut să fie un album altfel, să sune altfel decât primul, pentru că am zis că au mai trecut niște ani peste mine, am altă experiență, am altă viziune asupra muzicii. Rămâne de văzut cine ascultă piesele de pe disc să spună dacă exagerez când eu spun că e ca produs este mult mai bun decât primul. E alt sound, sunt alte teme, poate nu mai e la fel de amuzant ca primul, dar eu zic că produsul muzical Alchimie este unul mai bun ca primul. Pentru că tot vorbeai de primul, care este piesa care ți se cere cei mai des în concerte de pe primul album? Evident, Colin pentru prieteni, piesa aia cu murăturile, deci asta e clară că e probabil cea mai cunoscută piesa a mea la ora actuală. Dar știi cum e, artistul nu poate să aleagă între copiii lui, pentru că astea sunt, toate sunt piesele mele și îmi plac. Fiecare piesă înseamnă ceva pentru mine, fiecare piesă are o poveste în spatele ei. Am ales pentru Alchimie, am ales textele, eu am foarte multe piese versuri lui Sorin Poclitaru, dar am ales piesele de așa natură încât să fie o coerență între ele, să fie un album semi-conceptual. Mm-hmm. Deci cumva este o poveste cu 11 capitole care începe la un han. Mm-hmm. Știi filmele alea western în care se întâlnesc mai multe personaje venind în toate direcțiile. Mm-hmm. Și de acolo pornește povestea lor comună, dacă asta vreau să te întreb, în momentul când veneam noi de la Accente Sever, de la petrecerea lui Feri și ascultam în acum primere. Știți unde petrece Feri, dacă vreți să ne vedeți, acolo suntem la petrecere după iar. Așa, mergem după emisiune din nou la petrecere. Mă gândeam să te întreb cum ai ales tu ordinea asta a pieselor de pe album. Și bun,
Ai început să zici. Ordinea pleacă de la pista numărul 6, care se numește Alchimistul. Ea e pista centrală. Știi că eu am o obsesie, să n-am șabloane astea. Piesa care dă titlul albumului meu, La Hoinarmă, în piața Matache, e piesa să-mi ia La Piață. Uh-huh. Aici piesa se numește Alchimistul, iar albumul Alchimie. Deci niciodată nu o să găsiți la mine, cel puțin pe primele trei albume, nici că nu pun o piesă care să dea titlul albumului. Că unii s-ar putea să zice, bă, tu ești fan cu Elio, Cicu, Alchimia ta, cu... Dacă vrei să vorbim așa, eu sunt fan Mark Knopfler și Dire Straits au albumul Alchemy. Chimie, da, știu. Eu sunt fan Byron și ei au A Kind of Alchemy. Deci, și în primul rând, eu sunt totul în chimie și aici este. Eu spun chimie plus muzică plus un pic de magie egal cu alchimie. Cum a fost alegerea primului single? Pentru că ni l-ai trimis și nouă, l-ai trimis și colegilor de la radio, probabil prietenilor care ai încredere în ei să-ți dea așa un sfat. Am luat piesa cea mai atipică pentru mine. Are un ușor sound, deși albumul pe ansamblu are un sound folk rock. Aia are și un iz de pop, ca să spun așa. Și am vrut să văd dacă... Deci dacă așa și începe. Dacă... Exact, începe cu niște tobe foarte popiși, ca să zic așa. Ai, când mi-am zis, bă, n-a greșit, mă, piesa care mi-a trimis-o, ce începe așa? Și am zis că dacă nu reacționează negativ la piesa aia, înseamnă că vor digera foarte bine restul albumului. Și am vrut o piesă catchy, nu știu cum să-i spun, care să te miște, exact, care să... Și mi-am dat seama că primele două piesele n-am greșit nici cu Visul meu, nici cu Azi Plouă, mai ales la ce ploi avem anul ăsta în România, de două luni plouă la două zile, dacă nu zilnic. Am zis că am două piese cu ploaia pe album, musai trebuie să prindă. Bun, hai să ascultăm acum o piesă cu tine live aici, pentru că... Păi hai să începem chiar cu piesa care deschide albumul, știi, da? Ca să facem introducerea cum trebuie, să scot acum... Pana? Portofelul, nu, așa, portofelul din buzunar, că n-am loc să mă mișc. Aha. De el, e de la prăjiturile, de la nunta lui Feri, să știți. Bune prăjituri, da. Foarte bune prăjiturile, mi-era dor de o nuntă în Ardeal, unde prăjiturile sunt bune, 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 bune. Am găsit și pana la un han. Stătea cu stăman sus un ban, de-l pui ca icterul hepatic, cu zinții de purtat ociți, privea spre oamenii grăbiți, cu un surs cumva flegmatic, și se gândea, puteam să fiu urez la plată cu-n BMW sau altceva, mai știu eu. Că am un clinchet chiar scropiu. Puteam să fiu un ban de pâine sau prețul unui an tricot, o misă în jocul de tarot sau prins pe scara unui câine. Puteam în salva de la cât da o țigancă să trăiesc, dar stau acum și mă gândesc, inflația m-a omorât și se gândea, puteam să fiu urez la plată cu-n BMW sau altceva, mai știu eu ce, că am un clinchet chiar zlopiu. Pierdut prin degetele moi de un moș bătrân ca o țesoasă, stau în curtea friguroasă, ascuns în praf și în noroi, în praful vechi al unui an, unde mai poposeau drumeții, în ceața trista dimineții, așa stătea cu steman sus, un ban, un ban, un ban. Marius Matache, live la Radio Ring și pe Facebook, pe pagina de Facebook a adevăratului tău prieten.
pe 90 cu 2 FM. Hai să vedem cum s-a ales tu poeziile lui prietenului nostru Sorin Poclitaru ca să ajungă la un moment dat niște piese. După cum spuneam, pornind de la Alchimistul, care este piesa număr 6, piesa din mijloc, sunt 11 piese pe album, sunt dispuse diametral opus. Am o piesă cu Ploaia numărul 2 și numărul 10. Am două piese lente, piesa numărul 4 și numărul 7, Ninge și Licurici. Sunt două piese în la minor, 5 și 7 și tot așa. Adică toate piesele sunt cumva în oglindă. Și ți-am zis, începe cu La un Han, începe povestea, se termină cu Dragostea, e un tren, cu un tren care pleacă, dar lasă povestea deschisă așa, știi? Deci e cam care mai țin de la Ion să spunea că este un roman circular. Începe cu drumul care intră în sat, se termină cu drumul care se dă în sat. Cam așa e. Deci albumul începe cu personajele care se adună la un han și se termină cu ele plecând cu un tren, dar povestea continuă. Ți-au fost recomandate poeziile de Sorin sau le-ai ales? Nu. Le-am ales în timp. Eu scriu povestea lui Sorin de prin 2000. 2010, 2010, cred, 2010 sau 2011. Cam de atunci scriu povestea lui Sorin Poclitaru. Da, în 2010, că în 2011, când am venit la Mediaș, deja aveam în Beijing și aia nu e prima piesă scrisă povestea lui, deci în 2010. Și în anii ăștia am scris foarte multe piese povestea lui, dar am ales piesele care cumva să fie legate de acest concept de alchimie în diverse forme. Că am și piese de dragoste, alchimie, am și piesa Ploaia, care scrisă pentru un prieten folchist, pentru Liviu Nechita. El avea de mult, în 95, a scris o piesă care numește Ploaia. Și mi-a plăcut tare piesa, am zis că trebuie să scriu și la un moment dat o piesă Ploaia. Da, Liviu de unde e? De... El e din Iași, dar... Da, prefixerul... cu prefixerul 3. Exact. El acum, el trăiește de aproape 20 de ani la Milano. Eu l-am întâlnit pe Liviu la festivalul de la Reghin. Exact. Chitara de argint. Vezi? Ce mică e. Piesa am scris-o la un moment dat când Liviu avea niște probleme de sănătate și chiar atunci am scris piesa, am văzut... Deci atunci s-am spus, știi, toate se întâmplă cu un motiv. Asta ce ai o piesă unde alchimia e vorbește despre prietenia noastră. Piesă de dragoste există, am o piesă geopolitică, dacă vrei să-i spun așa. Piesa Regii Războinice, este scris toată conceperea războiului din Ucraina. E așa pentru acei oameni care cred că se pot juca cu destinele unor națiuni. Și am vrut să... Când a început războiul și am văzut textul, am zis că e clar că piesa asta va ieși. Asta, deci, alchimie în mai multe forme, și dragoste, și social, și... Cum ați ales colegii cu care să lucrezi? Pentru că e foarte important în munca asta, în echipă, la un album. Dacă era numai voce, chitară, cum cânta Baez sau Dylan pe vremuri, era una, dar albumul ăsta are chitară, ai chitară slide. Multe chestii interesante. Deci la partea muzicală, un merit foarte mare îl are Victor Panfilov, producătorul muzical al acestui album. El, cu el am vorbit, mi-a pus să tragem o dată piesele, eu și chitara, ca să vedem unde ne ducem, în ce direcție începem cu sound. Dacă să sune mai acustic, dacă să sune mai rock. Am ajuns la ideea că trebuie să sune mai rock. Și mai, e o combinație între folk și un retro rock a Led Zeppelin, dar cu sound de 2015 și tot așa. Și aici Victor a avut un cuvânt important spus, a zis, băi, uite, mie mi se pare că la sound-ul ăsta de album ar trebui să lucrăm cu Vladi Săteanu la bas, cu Vova Sergeevici, ca ei să cunosc foarte bine, să simt foarte bine la tobe. Avem nevoie de un pian Rhodes și l-am vorbit cu Liuba Gordievski, care a mai cântat cu Proconsul și cu Nico Alifantis, plus Cristi Mihai, colaboratorul meu deja de 2 ani și ceva, cu Naiu și cu voce adiționale, el e responsabil. Iar surpriza a fost Alex Panfilov, băiatul lui Victor, care cântă chitara electrică și la lansarea din București a fost senzația spectacolului. Câți ani are? Are 19 ani. Deja Cristi nu e cel mai mic din trupă, are 22. Și așa s-au ales colaboratorii. E un sound omogen, e un sound modern, zic eu. Omogenitatea vine și din versurile lui Sorin, pentru că fiind aceeași textie, toate piesele se simte. Există o coerență în texte, le-am ales cu grijă, trebuie să fie 13 piese inițial, pe am luat la 12 și pe am luat cu 11. Pentru că am vrut să nu fac, una din piese făcea, nu semăna cu restul. Și am zis, prefer să o scoatem decât să fie doar pentru a fi 12 sau 13 piese. Sau puteai să o ascunzi așa, să fie un bon, mai practică chestia știu, asta. Știu, am bon zis, mai bine punem... treci și o lași câteva minute, câteva secunde, da, liniște, după care... Nu. Am zis că e mai bine să fie un album. Nu e conceptual, nu e o poveste de la cap la coadă, dar există o legătură între piese. Dar aveți și o voce feminină. Exact, pentru că la un moment dat am realizat eu că suntem numai hândrălăi pe acest album. Am zis că trebuie să fie și ceva frumos pe el, adică suntem noi suficient de tari, dar trebuie să fie și ceva frumos. Și pe Poezia Ninge, e un album cu intemperii, facem o paranteză, un album cu intemperii, am două piese cu ploaie și unul cu zăpadă. Da? Și pe piesa Ninge recită la Luca Botezu, actriță la Teatrul Excelsior din București,
că am rugat-o să recite cele patru versuri care inițial le recitam eu, dar am zis nu, iar băieți, nu, trebuie să fie și ceva frumos pe album. Și ea este singurul element feminin pe acest album. La anteriorul ai lucrat cu voci feminine? Nu, nu? Pe ăla chiar n-am nicio fată. Uh-huh. Intra lumea la bănuie, deși stăm serios, adică... Am multe defecte, dar n-am ceva cu femeile, deci să nu zic că lumea că sunt misogin și am avut și o fată. Bun, hai să facem o scurtă pauză de publicitate. Exact, nu mai acordez și aici este foarte ca să dezacordeze chitara. Bun, sau înainte ascultăm o piesă, care? Ascultăm un visurneu, piesa numărul 3. Deci piesa numărul 3, publicitate, după care revenim cu Marius Matache live aici la Radio Ring. Vedeam de mâine aici cu Mircea, nici un fel de poliție, ce dă-ne... Anda! E aici cu mine, da, deci... Acum, repede intrați pe Radio Ring, pe pagina de Facebook, ce să mai cântăm? Avem pregătite pentru dat pe radio, azi plouă, că slavă Domnului a plouat și azi ne-a plouat la media, și la accente sever, și mai dăm și licurici. Dar, dacă vreți să cântăm ceva live, băgați în comentarii, repede, noi ne uităm pe pagină și spunem ce vreți să cântăm. Așa funcționează lucrurile, este simplu. Călin vrea albumul, el a comentat acolo. Păi, Călin, în toamnă, cel mai târziu, facem lansare și la Mediaș și la Cluj. Undeva, tot ne întâlnim noi. Gata și cu publicitatea pe Facebook, dacă ați fost... Aici am fost live, bonus. Aici a fost fără publicitate. Da? De mariusmatache.ro, dacă e publicitate, adică să-ți știi ceva, mirceahodarnau.ro, da? Călin, cel care a comentat pe Facebook, a primit și răspunsul. Deci, vine Călin, nu-ți face probleme, am făcut 2000 de discuri, slavă Domnului, câte unul s-a ajuns la toată lumea. Cine ți-a dat ideea cu adunarea de... bănuți, deci acea strângere de fonduri. Da. A fost ideea lui Vlad. Am făcut și un hashtag, ideea lui Vlad. Și îi mulțumesc foarte mult atât lui Vlad Dulea, cel care m-a ajutat teribil și cu campania de crowdfunding și cu site-ul și cu lumea de tehnică, dar și lui Radu Doroiu, care a fost responsabil cu coperta și cu filmarea concertului de lansare din București. Deci, au fost câțiva oameni care chiar au muncit pentru mine și au făcut-o pro bono, au făcut-o voluntar și din toată inima. Și le mulțumesc teribil. Vlad a fost cu ideea de crowdfunding pentru că ne-am gândit la o chestie. Ok, investim niște bani în să iasă un produs bun pe partea de studio, dar la sumele astea deja rămâneam doar cu un album bun și cam atât. Băiatea să mai stăm vreo an de zile ca să facem rost de bani și de promovare. Hai să încercăm să facem o campanie de crowdfunding, cumva fanii fideli și nu numai, oamenii care s-au regăsit în proiectul, care au crezut în proiectul ăsta, să plătească în avans niște bani. Și ei au primit la schimb, au primit tricouri, au primit discuri, au primit bilete la concertul din București, au primit, uite, de exemplu, inclusiv Sorin Popitaru a zis, nu, eu vreau pachet. Mie îmi dai, era pachet acolo, 50 de euro, mi-a avut cameră la hotel, disc și tricou pregătit. Și blogării cum te-au ajutat? Blogării, ca de obicei, sunt partenerii mei media de bază, adică și de la primul album și că avem coperta blogărilor. Și era pregătit acolo, iar ei au scris, evident, au promovat și campania de crowdfunding și la spitalele de lansare și ei sunt oamenii care duc vestea mai departe către cititorilor. Mă refer aici la campania de promovare la posturile de radio. Cum ai lucrat? Ai ajuns la furici de la RFI, la Andrei Partoș, la... La Smart FM. Deci RFI și Smart FM au fost pas în parteneri media la albumul altor de Cooperativa 2.0. Deci am avut trei parteneri media, Cooperativa 2.0, RFI, Radio France International, secția de România și Smart FM. Am avut TNT-ul, ei vor livra tot ce înseamnă discuri cumpărate în avans și crowdfunding și nu știu, săptămâna viitoare mă duc la ei cu pachetele ca să livrăm. Acolo unde, trebuie să spun și cer scuze pentru întârziere, în unele locuri unde știam că ajung cumva până în iunie, am vrut să duc pachetele personal. De exemplu, mâine mă duc pe la Alba Iulia să las niște două pachete din campania de crowdfunding, pentru că altfel e când le mulțumesc oamenilor personal. În București m-am suit în metrou frumos, în fiecare seară la 2-3, am lăsat discul cu mulțumiri, cu strângeri de mână, pentru că oamenii au avut cumva încredere, știi cum e, la crowdfunding dai banii pe ceva ipotetic, care nu există. Și dacă oamenii au avut încredere, am vrut să le mulțumesc personal, măcar acolo unde am putut. Și un turneu, așa ziceai la un moment dat, offline sau online pe Facebook, așa,
că vrei din toamnă să pornești. Da, primele lansări au fost la Timișoara și la Reșița, cumva s-au legat lucrurile și le-am făcut chiar înainte de lansarea din București. Apoi a fost lansarea din București, iar acum încep să mă gândesc la un turneu mai mare în toamnă, să vedem ce orașe. Deja, ca la nivel de discuții, încerc și pe vară, poate un Tulcea la Casa Avramide, dacă se va putea. Știu că ei mai fac concerte pe terasă afară, asta m-aș gândi la ei. Mm-hmm. La fel la Partid, la Lehliu. Ei au terasă și se poate cânta afară, deci ei ar fi două variante și de cântat pe vară. Cu siguranță în toamnă vor urma Cluj, Mediaș, va urma probabil Iași, poate Piatra Neamț, poate Bacău, poate Onești. Sunt multe orașe cu care am discuții de principiu deja, dar cumva trebuie legate ca să optimizăm cheltuielile, să fie bine și pentru ei și pentru mine. Pe 25 iunie mergem la Gura Humorului, asta e clar. Eu că discutam cu tine de la primul album că, măi, muzica asta sună bine așa cum sună pe disc, adică cu vână, cu groove, chitări electrice, și ar fi bine ca show-urile să fie în varianta asta. Evident că ar fi foarte bine dacă am putea să cântăm toate spectacolele de lansare în formula cu care am cântat la București. La București am cântat cu Liuba, așa, pianistul, cu Alex Mafilov chitara, cu Cristi Mihai nai și voci, plus Berti Barbera, care a fost secția ritm. Uh-huh. Pentru că, într-adevăr, pe disc sună foarte bine cu bas și tobă, dar eu mă simt mai confortabil într-o formulă semi-acustică. Hai să spunem semi-acustică, nu e acustică, a fost chitara ritm. Dar cumva basul și toba m-ar închista un pic pe mine. Eu sunt mai exploziv așa, și dacă ar trebui să rămân foarte constant pe ritm, cred că aș fi un pic stresat, știi? Am încercat să cântăm cu pedală, cu niște efecte. Mm-hmm. Dar eram atât stresat să apăs pe buton când trebuie, încât uitam ce trebuie să fac și nu mai era același feeling. Am zis, băi, nu vreau să-mi stric legătura care o stabilesc cu publicul, doar ca să am încă o jucărie în plus pe scenă. Nu, așa, de asta am ales pe Berti. Mm-hmm. Într-adevăr, ar fi foarte bine dacă aș putea să ajung cu ei în forma completă sau măcar cu o parte din ei. Va fi foarte greu din punct de vedere financiar însă, pentru că, deci, un spectacol, nu mă feresc să spun, un spectacol în formulă de 5 plus sunetistul cost. Victor, înseamnă undeva la 1000 de euro și nu știu dacă cineva va da vreodată 1000 de euro ca să ne aducă pe noi undeva. Mi-aș dori, sună foarte bine, toți oamenii care ne-au văzut în această formulă, băi, sună foarte bine cu formula. Evident, toți sunt muzicieni profesioniști, toți sunt foarte buni instrumentiști. Ar fi ideal să pot să cânt cu ei. Măcar pe Cristi, deci cu Naiu și cu vocea, el va merge cu mine în mult mai multe locuri decât... Păi, la voi formula asta funcționează de ani de zile. Exact. Noi doi cântăm deja 2 ani și ceva. 2 ani din ianuarie, cred că în ianuarie 2014 am cântat prima oară. Și atunci el a cântat mereu cu mine când s-a putut, când am putut să-l iau, l-am luat cu mine. Ți-am zis, mi-aș dori să pot să, dacă nu, în formula de 5, măcar cu Cristi... și cu Alex, adică cu chitara și cu Naiu, sau Cristi, Alex și Berti, în formulă de 4 măcar, pentru că să ai o secție ritmică. Exact. Deci, în funcție de ce se va putea face, cu mare drag, eu mi-aș dori să iau pe băieți cu mine. Omul și chitara, Marius Matache, Mache pentru prieteni. Ia zi, Mache, cine cântă acum? Ce mai cântăm acum? Licurici? Aia de pe disc. Aia o punem pe disc, Licurici. Așa. Hai să cântăm cu piese cu ploaie, da? Una... Lasă ploaia în pace, că a venit de ploaie de la... Una live și după aia una, okay, una de pe disc. Da, pe disc sunt Ploaia, care e dedicată lui Liviu Nechita, și Azi Plouă, care o să ascultați de pe disc. Hai să cântăm Ploaia. Am vrut să nu mă ploaia strop cu strop. Să nu mă ploaia strop cu strop, punând câte un deget de la mână, cu fiecare picătură până un curg un peu tăcut iar spune stop. Și am văzut că mâna nu-mi ajunge, atunci am vrut să pun și ochii săn, cu ploaia picturând ca un blestem, să nu las toamna plopii să-mi alunge. Tu ai tăcut și-am înțeles că eu cu nimeni stropi-n palmă nu voi prinde, că lângă mine mâinul s-or întinde.
singură mereu, mereu, mereu. Ti-da-dau, ti-di-di-dau, ti-da-pa-pa-ra-pa. Și semnele de ochi au fost puține, atunci am spus, iubito, oare poți să te întorci și să arătăm la toți cum stai și nu mă stropi lângă mine. Tu ai tăcut și-am înțeles că eu cu nimeni stropi în palmă nu voi prinde, că lângă mine mâine s-or întinde. Mâna-mi va fi singură mereu. Tu ai tăcut și-am înțeles că eu cu nimeni stropi în palmă nu voi prinde, că lângă mine mâine s-or întinde. Mâna-mi va fi singură mereu, mereu. N-am furat-o pe Ana Maria, l-am furat pe Mache de la petrecerea celor doi prieteni ai noștri, o să ne întoarcem acolo. Noi, din păcate, nu o să fim în iunie la evenimentul de la Sighișoara. Tu... Chiar îmi pare rău, eu sunt în Franța, tu ești în Germania, deci umblăm amândoi. Dar mă bucur tare mult pentru Ana Maria și pentru Feri, sunt doi oameni tare dragi. Din vina lor vin întotdeauna cu mare plăcere la Mediaș, nu doar la lor, că mai sunt, aștept să mai spun încă vreo 50 de nume de mediașeni care abia așteaptă. Cum vii la Mediaș? Emilia, iartă-mă, încă nu știam că ajung și la Mediaș, am ajuns doar la Accente Sever când am dat mesajul pe Facebook, da? Și dacă terminăm la o oră rezonabilă, ne vedem și la cafea la noapte. Zi un pic, la capitolul mulțumire, aici apar două nume... Interesante și oarecum scoase din context, ai zice tu. Nana, Aurel Mitran. Domnul Aurel Mitran este probabil unul dintre cei mai vechi impresari din România și un om de la care am învățat foarte multe. Este impresarul trupei Holograf, printre alții, omul este un reper în industria muzicală, știe să facă lucrurile ca la carte și de la el ai de învățat în orice moment stai. Orice poveste cu Aurel Mitran este o lecție pentru viitor, are o experiență fabuloasă, face concerte cred că de 40 de ani, cred că de până 76 impresar. Îți dai seama că a văzut concerte și pe vreau Ceaușescu aia bună, vreau Ceaușescu aia severă și după Revoluție, când muzica noastră sosese dracului, sosese. Și, într-adevăr, este un om care, de la care ce să înveți, de management muzical și de showbiz. Nico Alifantis. Oh, Nico Alifantis este modelul meu de artist. Este acel artist extrem de serios, extrem de exigent. Îi mulțumesc că a venit la lansare, mulțumesc pentru criticile de a doua zi, mi-a spus exact ce trebuia, uite, asta trebuia să faci altfel, asta și făcut altfel. Știi, momentul în care te critică cineva și nu simți niciun moment răutate, știi că tot nu face muzică, se spune, da? Toate părerile erau extrem de pertinente, erau clar, cu clarul scop de a mă ajuta să progresez. Mi-a spus, asta puteai să faci mai bine, asta ar trebui să faci altfel, după părerea mea. Atunci, eu sunt spărăcios de felul meu, sunt și cu mie, dar da? Mie nu mă supăr dacă cineva mă critică. Eu pot să ascult niște argumente, dacă îmi spune, bă, nu-mi place asta, bun, zic, spune cum, a, nu știu, asta mă deranjează. Aia nu e critică, aia este, știi, aia este, faci părinți în aia. Dar tot ce mi-a spus erau opinii extrem de pertinente și din experiența de 40 și de ani pe scenă, ne-a colaborat cu teatru și m-am bucurat tare mult. Sunt acum niște piese pe care le asculți, mă refer la albumul ăsta, care puteau suna altfel? Nu. Cred că am scos aproape, e greu să spui maxim, dar aproape tot ce se putea scoate din piese. Deci m-am sfătuit cu Victor, mi-a spus, băi, când simți că ceva nu te reprezintă, spune-mi, că eu vreau ca tu să nu cumva să nu te regăsești în piese. Piesele sunt ale tale, trebuie să fii, te simți bine cu ele și asta. De asta am vrut și la lansare să cânt cu Berti, pentru că cu Berti mai cântasem, mă simt foarte bine cu el pe scenă, mă simt mai confortabil.
Doamne ferește, și Vladi și Vova sunt doi instrumentiști formidabili, dar nu cred că eu sunt atât de disciplinat ca să fi cântat cu ei să... Mm-hmm. Ar fi fost, și oricum ar fi fost trecerea foarte bruscă de la ce știa lumea despre mine, oricum sound-ul albumului este cu totul altul, da. Ar fost trecerea foarte mare și am zis, hai să o facem progresiv, va fi mai bine și pentru... Iar din ce am auzit păreri după, toată mi-a fost foarte încântată cum a sunat bandul la lansare. De ce te-ai temut tu cel mai mult înainte de lansare? Că se, nu știu, știe, fiecare, ai putut să dormi noaptea aia dinainte? Eram atât de obosit că eu n-am probleme cu somnul în general. Nu prea apuc să dorm asta, da, dar eu... Vreau să sune bine, am avut foarte mare... Emoțiile astea, da, exact. Okay. Evident că am avut emoții, dacă schimbarea nu e prea bruscă, poate oamenii zic, bă, noi eram obișnuit cu Mac, ăla care face mișto pe scenă, care cântă, care ne distrăm și nu știu. Aveam emoții, băi, oare cu band-ul, știi cum e, la repetiție s-o să sune bine, dar pe scenă, poate la orice, scade sunetul, zbâre ceva, asta e, se întâmplă, deci astea sunt firești. Am avut multe emoții, nu... Am avut emoții să fie lume la lansare, să le placă, să nu... Sunt inerente. Cu cât e proiectul mai mare și față de primul, investiția aia este mult mai mare, nu neapărat financiar sau nu doar financiar, spuneam așa. Investiția și ca muncă și ca strategie este mult mai, pe termen mult mai lung decât la primul. Am scos 2000 de discuri în loc de 1000, tocmai pentru a reuși să ținem discurile la un preț rezonabil pentru public. 25-30 de lei. Dacă aș fi scos doar 1000 de discuri, prețul discurilor ar să fie mult mai sus și mi-a fost frică să nu... N-am vrut să punem presiune pe oameni să zic, ia uite ce a schimbat. E vorba de costurile iminente. Cu cât vrei să fie proiectul mai bun, cu atât este mai costisitor. Ai simțit vreodată nevoia că trebuie să semnezi cu o casă de discuri? Crezi că lucrurile mergeau mai ușor? Sau nu știi? Evident. Sau nu poți să faci paralela asta? Am încercat. Inițial am încercat să... Bine, oricum amândouă discurile să scoate cu case de discuri. Da, ok, e regulă, da. Tu spui că o casă de discuri cumva care mai... Care se implice mai mult în proiectul mult de... La... Da. Că ideal pentru ele e să fii cu CD-ul gata și videoclip dacă se poate. Exact, și să nu dai nimic dacă poți să le dai tu niște bani. Da. E cum... Evident că o casă te poate ajuta foarte mult, pentru că iau niște puse la punct toate și promovare, și producție și tot. Departamentele necesare. Pe de altă parte, marketing. Te duci la o casă care nu se implică, adică zice, bă, cu tine vând 1000 de discuri într-un an de zile, nu mă interesează, prefer să vând un single cu artistul X care e comercial și asta, cu ce te ajută? Degeaba, dacă acea casă de discuri nu se implică, e la fel ca și cum n-ar fi. Mm-hmm. De asta prefer să lucrez cu Sorin Popularu, el e casă de discuri la acest album, Asociația Folk Casă de Realitate, și prefer să lucrez cu el pentru că ne înțelegem foarte bine. Știu sigur că nu ne dăm țepe unui altuia. Ca să știți, Sorin mi-a făcut ștampilă la asociație, adică la nivel ăsta de încredere funcționăm. Banii de la camera de crowdfunding o parte am intrat în contul asociației, apoi el a plătit discurile. Deci relația asta este cu totul altul. Adică niciun moment n-am avut nici până gând mi-a trecut că Sorin ar putea să... Să n-am încredere în el. Nu, asta este exclus. Online-ul, cât de mult îl folosești? Mă folosesc foarte mult, evident, pentru că e un mediu accesibil. În online, știi cum e, nu poate să spună cineva vorbe în gură. Ce ai spus pe Facebook, ai dovadă. Uite, eu asta am spus. Nu poți să spui că, bă, să zic, a zis ăla de tine ceva sau a zis de firma. Nu. Online-ul rămâne dovada pe net. Deci online-ul este principalul canal de comunicare pentru mine, pentru că așa țin legătura cu fanii mei. Știi, eu îmi cunosc cam toți fanii, nu pe toți, nu pot să-i cunosc pe toți, îți dai seama. Uh-huh. Dar pe trei sorti din oameni care vin la mine atunci, îi cunosc personal. Și chiar dacă nu-i cunosc, mă duc eu la ei, eu sunt Marius, eu sunt Machie, pentru că vreau ca oamenii să mă percepă așa cum sunt. Să fie o relație mult mai apropiată. Exact, exact. Știi ce? Mi-e foarte greu să mint. Și de ce? Pentru că uite ce mint și m-aș face de râs. Așa că, frate, asta e, omul trebuie să știe din start cu cine are de-a face. Un tâmpit, un intelectual, un domn profesor, să-mi spună cum vrea el, dar să mă perceapă, cum ar spune, that's all, folks, adică ăsta sunt, altul mama mai face, suntem trei frați suficienți. Cine mai cânti acum? Cântăm live? Da. Păi discul poate să cânte toată ziua. Hai să cântăm ceva. Hai să cântăm ceva după primul album. Hai să cântăm Murăturile, ca să știi cum e. Bă, pe vin la noi, necă pe aia cu Murăturile, pe ce e frățioare, adică nu e bine. Chestia cu Murăturile. Păi suntem ca în Apuseni acum, acolo trebuie să cânti altceva. Acolo este cu tronul în Apuseni, cu lancea lui Hoia. Aici cântăm pentru prieteni, pentru că toată lumea știe și ați pe casă.
pentru voi, cei din Mediaș. Toată dragostea mea. Iarna asta, iubito, poți să pleci unde vrei. Ia-ți poșeta, fularul, milionul de lei. Ia-ți mașina de ras, nu spun unde. Și deci urcă-n tren și dispari. Poate vrei să petreci. Urcă-n tren și dispari. Poate vrei să petreci. Îți aduc ea și flori, un buchet roz bombon. Să-l miroși cu nesați până ajungi la Bușteni. La cabana de lemn îmbrăcată în licheni. La cabana de lemn îmbrăcată în licheni. Dacă vrei eu îți spun murături la pachet. Am să dau până vii și un mop pe parchet. Am să spăl și desuri uitate-n dulap. Și am să-mi bag pe bucăți toate mințile în cap. Nu te văd respirând prea mult timp ce-ar montan. Milionul de lei n-o să țină un an. Te previn că în stațiuni încă n-au amanet. Dar găsești pensionari, Ion Ziriac, Ilie Columbeanu, solitar berechet. Dar găsești pensionari solitari berechet. Poate seara să scap la un poker decent. La o bere călduță într-un bar decadent. La un film de ochiat cu băieți în cartier. Să nu simt că de dor aș putea să disper. Să nu simt că de dor aș putea să disper. Pentru că, dragi prieteni Medieș, dacă vrei eu îți spun murături la pachet. Am să dau până vin și un mop pe parchet. Am să spăl și desuri uitate-n dulap. Și am să-mi bag pe bucăți toate mințile-n cap. Cum se spune? Solo! Repet, poți să pleci unde vrei. Ia-ți poșeta, fularul, milionul de lei. Eu rămân consecvent lângă prietenii mei. La mulți ani, draga mea, poți să pleci unde vrei. La mulți ani, Feni, că-i ziua lui azi. Unde vrei, la accent de sever. Dacă vrei, eu îți spun murături la pachet. Am să dau până vii și un mop pe parchet. Am să spăl și desuri uitate-n dulap. Și am să-mi bag pe bucăți toate mințile-n cap. Marius Matache cu murăturile de rigoare. Ai venit la media și ne-ai adus Alchimie. Mai arată odată albumul, așa ca să vadă lumea. Dacă vor, dacă, de unde pot să apeleze? La concerte. Că... La mine, la da? Concerte. Mai vedem, mai încolo dacă îl băgăm și în vreo rețea, dar la concerte e cel mai simplu, că e și cu autograf, e așa. Tot ce trebuie. O să facem un și pe site un fel de pachete, adică dacă îți cumperi două discuri și un tricou, ai și livrare gratuită, o să facem un fel de magazin virtual, dar deocamdată la concerte. Bun, tu ne-ai adus discul, dar te duci acasă, nu te duci cu mâna goală, nu? Ai... Acolo în spate ceva ce ai primit și de dus la Andrei Partoș. Da. Domnule Partoș. Medieșenii rock and roll sunt cu mine. I-am promis. Știi bine, eu sunt, fiind foarte mult pe drumuri, sunt și comis voiașor. N-am venit cu mâna goală, am venit cu Alchimie și am mai venit cu două albume, să le spunem, cu Fold din pana mea și cu albumul Ștefanie, acum știu. Sigur să le asculte oamenii pe la radio, dacă ești tu aici. Iau cărțile să le duc la Andrei Partoș la radio, dar Andrei Partoș trebuie să iau niște casete să le duc la gura humului la Sorin, deci puteți să-mi spuneți curier, TNT Express. TNT Express România, sunt prietenii mei, așa sunt și eu, am învățat de la ei. Bineînțeles că se poate. Îți mulțumim, îți urăm și eu promovare cât mai spornică. Lungă, așa. Dar uite, aici, la finalul mulțumirilor, familia și soția în special. CEO. Ia zi, cum te suportă? Greu. Nu e ușor. Să fii tot ziua pe drumuri și slavă Domnului, în aprilie am făcut 5200 de kilometri și nu o să fie ușor nici în iunie, că până în Franța și înapoi nu e chiar aici, deci vor fi vreo 6000-7000 de kilometri cel puțin, dacă nu mai mulți. Că până la Paris e cum e, dar la Paris la Lyon mai sunt vreo 500 și înapoi, deci nu e ușor.
Da, trebuie să, familia trebuie să te suporte, n-are încotro, că dacă stai cu discurile acasă, iar nu-i bine că stau în mijlocul casei și n-au loc de ele în casă, dacă pleci, ești pe drumul și asta este. Sunt mulți prieteni care te ajută, sunt mulți prieteni care te susțin, sunt oameni din capa de crowdfunding, cărora le mulțumesc încă o dată. Domeniile sunt Bureși, care sunt sponsorul principal al domnului și au avut o contribuție importantă la disc, pentru că în felul ăsta presiunea n-a fost de mare pe mine și am să mă degrevesc. Le mulțumesc încă o dată tuturor pentru ajutor. Ce să fac? Încă o dată mulțumim celor care ne-au ascultat pe 90.2 FM, celor care au fost pe Facebook. Da. Pe Facebook a fost repede pe radioring.ro, acolo cântă Asplou, că a plouat. Așa. Îi mulțumim și lui Laurent, care a făcut tehnicul. Ne auzim pe 90.2 FM, ca de obicei, în weekend, la Hot and Fresh și la Ring Hit.